Bun, foarte bine asta. Este cea mai valoroasă medalie la campionatul național de senior. Această medalie de argint a fost cea mai importantă pentru mine la campionatul național de senior anul trecut. Este cea mai valoroasă medalie de la junior. Nu te grăbi să intri sub bară, termină îndreptarea, ramat acolo. Bun. Piciorul încordat pe călcâi. Asta e. Pe fetele de la haltere nu le unește doar sportul, ci și faptul că s-au cunoscut și au plecat din același loc. Centrul de plasament Sfântul Nicolae din sectorul 3 al capitalei. Prin multă muncă și determinare au ajuns campioane naționale la haltere, dar visul lor nu se oprește aici. Vor să reprezinte România în competițiile internaționale. Iată povestea lor. Bun, la fel, cu tusul. Eu m-am apucat la 14 ani de haltere, aproape fac 5 ani de când practic sportul ăsta. Hai, braț picior, termină aruncatul ăla, du-te pe bar, acolo, așa, hai, la fel. A fost foarte greu, că nu credeam că o să ajung aici unde sunt acum. Ai mărit priza? La început, Georgiana Curț nici n-a vrut să audă de haltere, dar antrenorii au văzut în tânăra firavă o posibilă campioană, iar timpul le-a dovedit că nu s-au înșelat. Cotul sus, bun, vino pe călcâie, final. Capul între umeri. Am început cu coada de mătură prima dată, fiindcă eram prea micuță. După aceea, încet am început cu bara de 13 kg. La ultimul concurs care am fost, acum a făcut 70-90. Georgiana nu a împlinit încă 19 ani și este deja campioană națională la haltere, atât la juniori cât și la seniori, unde a concurat alături de fete de peste 23 de ani. Acum se pregătește intens pentru prima sa competiție internațională. Sunt junioară, dar le-am bătut pe fetele de seniori. Acum sunt într-o pregătire pentru mondiale de juniori, să intru măcar în primii 6. Georgiana e ambițioasă, dacă nu e convinsă că o să iasă, nu vrea să se implice, nu că renunță sau... Ea vrea, e o perfecționistă. La fel pe toate. Campioană la haltere, mai întâi la junior și mai nou la tineret, este și Mădălina Ciocan. Își amintește primii săi pași, timizi către sportul de performanță. Am făcut la început cu bara de 10 kg. Nu puteam să fac, mai cădeam în genunchi, mai cădeam în fund, dar după aia m-am obișnuit. În acest moment sunt campionă la tineret, la Cupa României, de la concursul de pe 10 mai. Da, am luat și cupa la juniori, tot la fel în aprilie. La seniori n-am putut să o iau, că a fost o fată care făcea haltere de mai mulți ani, de vreo 10 ani făcea și era mai mare decât mine cu 15 ani. Mădălinei i-a luat 2 ani până când s-a decis să meargă la haltere, dar a reușit să treacă peste prejudecăți pentru a ajunge la performanță. Nu m-am apropiat de podium 2 ani de zile, n-am luat nicio medalie, niciun loc. Erau foarte bune cu fetele care erau cu mine în categorie și categoria mea era de mijloc. După un timp am mai progresat și am spus nu mai putem să facem categoria asta, numai echilele care trebuie să le ai. Facem categoria 58 și acolo o să ieși campionă. N-am crezut prima oară. Am zis, domn profesor, nu mă mut din categoria asta, că mi-e frică că poate nu ești campioană. Și domn profesor, zis, ai încredere în mine, ai încredere și în tine și o să faci. Bine, domn profesor, în primul an am ieșit campioană, în 58. Are 17 ani și, dacă multe adolescente de vârsta ei încă nu știu ce vor să facă în viață, ea are obiectivele deja stabilite. Contează cel mai mult. Crederea, ambiția, antrenamentul zi de zi. Pentru început, măcar în primii 6 la europeni de juniori, anul ăsta. După aia de la anul, locul 2, locul 3, măcar să fiu pe podium. Nu-mi cer locul 1. Și poate de la 20-22 încolo, că atunci o să înceapă performanța, poate locul 1. Mădălina este conștientă de punctele sale forte, dar și pe ce anume trebuie să insiste. Sunt mai slabă pe genoflexiuni. Așa mai tare sunt pe aplecări.
pentru că am făcut un an jumate în not și de la un not mi s-a întărit musculatura de la spate. Mădălina vrea să performeze, dar are momente când îi se pare mai greu, așa, dar nu pot să zic că își dorește să renunțe, dar trebuie un pic împinsă de la spate. Ca și rezultate, ea este cea mai bine clasată. Scotul sus, învârte-l. Hai, vino pe călcâie, că ești pe față, vino pe călcâie. Mai mult un pic. Larisa Dincă este mezina grupului de fete de la haltere, are 16 ani. Inițial a jucat fotbal timp de 4 ani, dar a renunțat. Din ambiția pe care n-am avut-o la fotbal, m-am ambiționat mai bine la haltere și am zis să nu mai renunț. Este campioană națională la haltere, la cadeți mici și se pregătește să ia titlul la cadeți mari. Fără grabă, bara pe coapsă, totul sus. Bun. Vino pe călcâie, respiră. Spune-mi acum cât ridici masă. 70-90. Sunt pe aproape de 75 la smuls, pardon, și l-a aruncat 95. Acum o să am un concurs național de cadeți, under 17, și o să trebuiască să ies campion. Larisa e mezina, are o tehnică foarte bună, structura musculară este nemaipomenită, este bună de competiții, de, eu știu, culturism sau... Dar trebuie să fie un pic mai ambițioasă. Mai ambițioasă și o să iasă. Profesorul Lucian Buduroi, și el fost campion la gimnastică, este cel care de 3 decenii îi îndrumă pe copiii din centrele de plasament către sport. De altfel, el le-a și descoperit pe cele 3 fete. Am făcut activități sportive cu ei și în funcție de calitățile lor sportive i-am înscris la diferite ramuri de sport, încercând să ajungem la sportul de performanță, să obținem rezultate și să le schimbăm într-un fel viitorul. Am avut oferte să plec în altă parte la posibilități mult mai bune, ca să spun așa, de lucru. Am preferat să nu părăsesc acești copii, clar. Deci pentru mine copiii ăștia sunt ceva deosebit. Adică, nu știu, mi-e și greu când mă gândesc. Profesorul Buduroi a selecționat pentru haltere 5 băieți și 3 fete pe care i-a înscris la Clubul Sportiv Olimpia din București, un club finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului, unde antrenamentele la haltere sunt gratuite. Fetele, deși reticente inițial, sunt cele care n-au abandonat. A fost mai greu la început, că nu prea vroiau, că haltere, greutăți, că facem mușchi, că râde lumea de noi, adică ceva de genul ăsta. Și a fost greu până am venit aici. Și în momentul când am început antrenamentele, a început să le placă, s-au și împrietenit cu ceilalți copii. Într-adevăr, este un colectiv deosebit aici și practic suntem ca o familie. Hai, la fel, asta e ușor și uite după bară. Uite, acum s-a intrat brațul. Antrenor principal la haltere este profesorul Adrian Ionescu. Are o experiență de 20 de ani. Faptul că am început să lucrez cu copii din centrul de plasament a fost așa pur și simplu o întâmplare. S-a redus foarte mult baza de selecție în școli, în, pur și simplu copiii care sunt mai talentați și pentru sportul ăsta se orientează cu totul în alte direcții. N-a fost un succes de prima dată, vă dați seama că sunt copii care vin cu niște probleme de, și de comportament și de, eu știu, sunt mai greu de înțeles, noi pe ei, ei pe noi. Am încercat să mă apropii de ei cât am putut de mult, cu unii am reușit, cu alții nu, s-au retras, s-au lăsat sau și au continuat viața lor. Însă fetele au rămas... Da, fetele ca de obicei sunt un pic mai ascultătoare, mai așa, se implică mai mult decât băieții. Pe Georgiana, Madalina și Larisa le antrenează de 5 ani. Niciodată nu le cer sportivilor începători să facă performanță. Prima dată să încerce, să vadă dacă le place și după aceea performanța vine în timp. Niciodată nu trebuie impusă de la început, gata, tu o să ajungi campion mondial. Antrenamentele se fac treptat, de la nivel de începători. Primele, eu știu, luni, exact ca o joacă. După câteva luni de antrenamente, centrul de plasament în care stăteau fetele s-a închis.
a fost momentul în care viața li s-a schimbat cu adevărat. Clubul sportiv Olimpia are spații de cazare, iar antrenorii au găsit soluția cea mai bună pentru fete. Le-au mutat aici. Au știut ce responsabilitate imensă implică această decizie, dar au riscat. Iar familia lor s-a extins cu 3 fete inimoase. Se simt foarte bine aici, le-am creat un spațiu foarte frumos unde stau numai ele. Sunt ca la ele acasă, practic au toate condițiile. În acest contract care este făcut între Direcția pentru Protecția Copilului, Sector 3 și Clubul Olimpia, eu sunt reprezentantul direcției, deci eu mă ocup de orice problemă a lor, iar domnul antrenor pe partea sportivă de orice problemă a lor. Deci noi doi suntem tații, cum ne spun ele, tata 1 și tata 2, ceva de gen. Pentru mine este ca și un tată. El m-a crescut de la vârsta de 12 ani. El îmi dă bani de fiecare dată când îi cer și domn profesor Adi tot la fel. Ne face grătar în fiecare weekend, de Paște tot la fel, de Crăciun tot la fel. Prin lege, fiecare copil din centrul de plasament primește de la stat 28 de lei pe lună, bani de buzunar. Prin competițiile câștigate la nivel internațional, fetele pot avea un viitor mai bun, pentru că premiile sunt în bani și dacă obțin aur, se transformă în rentă viageră. Deocamdată, fetele au strâns 10 de medalii la nivel național. Au arătat că, așa chiar dacă venind din mediul ăsta mai defavorizat, au reușit să facă ceva și bucuria este destul de mare. Nu credeam că o să urc niciodată pe podium, la cât de fricoasă eram eu. Și la concurs Smulsul am pierdut medalia la Smuls, iar la aruncat m-am concentrat și le-am apă toate. Vreau să ajung cât mai departe. Când merg la o competiție și am 6 zile de competiție, în fiecare zi am aceleași emoții pentru fiecare în parte. Fetele își continuă studiile în paralel cu antrenamentul zilnic, care se face în funcție de programul de la școală. Toate merg la același liceu. Au învățat multe reguli noi, s-au schimbat, deci schimbarea la ele este totală. Între școală și antrenamente, fetelor le mai rămâne puțin timp liber. Au crescut împreună și sunt ca surorile. Păstrează însă legătura și cu familiile biologice. Avem întâlniri periodice cu psihologii, cu managerul de casă al fiecărui în parte, deci o întâlnire de echipă în care discutăm toată situația lor când au nevoie de o consiliere specială, adică solicită ele sau cred eu că este necesar, evident că apelăm la psihologii noștri. În timpul școlii, după ore, Georgiana, Madalina și Larisa au câte un antrenament pe zi, care durează 2 ore. În vacanță au 2 antrenamente pe zi, cu pauză pentru odihnă. Sala este la 2 pași de dormitoarele lor. Calendarul nostru anual cuprinde în jur de 8 competiții naționale. Sunt toate pe categorie de vârstă, ele fiind așa mici, au putut participa la toate concursurile. Cât cresc, automat nu mai, da, se restrânge, nu mai poate să mai meargă la categoriile mai mici. Eu, pentru mine ar fi realizarea vieții dacă una din ele, măcar una din ele, ar ajunge la senior, care așa este obligatoriu, să ia medalia de aur la europene sau la mondiale sau să ia o medalie la olimpiadă, pentru că atunci au rentă viageră și toată viața va avea un venit. Legea educației fizice și sportului prevede că renta viageră se acordă pentru aur, argint și bronz, individual sau pe echipe, obținute la Jocurile Olimpice sau Paralimpice. În ceea ce privește campionatele europene și mondiale de seniori, doar pentru sportivii care obțin aur. Renta viageră este de până la 1,5 salarii medii brute pe economie, ceea ce înseamnă maximum 2.900 de lei net pe lună. Suma se calculează procentual în funcție de nivelul performanței atinse. Un copil la centru de plasament învață din experiența, ca să pot să vă spun așa, din toate posibilitățile pe care un le are, învață prin lucrul ăsta să muncească. Alții din familie nu se gândesc așa. Se bazează pe părinților, stai că mama face aia, tata îmi face aia. Fetele de la haltere au nevoie de echipamente sportive și orice ajutor este binevenit. Deși nu vorbim de un sport costisitor, la haltere este nevoie de ghete speciale, de exemplu, dată fiind greutatea care trebuie ridicată. Ghetele nu se găsesc în România și costă în jur de 150 de euro perechea. La clubul sportiv am văzut copii care aveau în picioare ghete lipite cu bandă adezivă, dar asta nu i-a împiedicat să practice acest sport. E o nebuloasă totală ce se întâmplă în România vis-a-vis de sport. Noi care suntem un club
de performanță, am ajuns să facem selecții cu, la nivel de începători, pentru că nu au dispărut toate școlile sportive, nu avem de unde să luăm sportivi care sunt oarecum pregătiți să facă sport de performanță. Profesorii încurajează părinții să-și îndrume copiii către sport, orice fel de sport, nu neapărat de performanță. Și școala trebuie să facă mult mai mult, deci mult mai mult, dar e greu, că nici acolo nu vor să facă, adică chem la orele de sport și nu vor, vin cu motive, vin cu scutiri. Sportul este vital, mai ales pentru copii, că se poate face sport și fără bani. Ideea este break.